Ce frumos e, Doamne, să ne strângi pe toți la oaltă și mai ales ce frumos e, Doamne, să ne strângi în jurul crucii Tale. Fiți bineveniți toți! Atâta bucurie de suflet se naște când ne numărăm prietenii, vizitatorii și cei pe care îi iubim aduși aici. Vreau să vă spun, bine ați venit! Paștele. Uneori trecem pe lângă Paște foarte ușor. Foarte ușor, prea ușor. În după amiaza aceasta aș vrea să vă spun că Paștele nu are rost decât dacă ne ridică câteva probleme. Aș vrea să vă sensibilizez în legătură cu problemele acestea, ca să nu trecem ușor și pe lângă sărbătoarea asta. Psihologic se spune că trebuie să insiști cam 45 de minute asupra unei probleme și un sfert de oră asupra soluției. 45 de minute pentru ca în sfârșit persoana respectivă să înțeleagă de ce e necesară acea problemă, în ce constă și dacă îl privește pe el sau nu. Și după ce a înțeles lucrul acesta, rezultatul este simplu. Va căuta soluția, va fi gata să o primească și și-o va însuși. În seara asta voi încerca să fac ceva asemănător. Nu vom folosi imagini în această seară. De obicei, în întâlnirile noastre, proiectam imagini frumoase care ne sugerau anumite evenimente, anumite situații. În seara aceasta nu vom sugera nimic datorită faptului că aș vrea să intrăm în noi înșine. N-aș vrea să ieșim în afară din noi. N-aș vrea să mergem în istorie. N-aș vrea să facem nimic altceva decât să poposim în noi. Este cel mai frumos lucru pe care îl putem face. O primă întrebare care vreau să vi-o pun tuturor. Credeți că dacă Iisus Hristos ar mai veni încă o dată astăzi, acum, ca și acum, ca și atunci, 2000 de ani, în Betleem, s-ar schimba cu ceva lucrurile, ar avea vreo altă soartă? Nu mă refer la faptul că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină pe norii cerului în glorie pentru a schimba istoria noastră. Nu. Mă refer încă o dată, dacă Domnul Iisus Hristos ar mai intra în istoria noastră, așa cum este ea astăzi, în istoria noastră mai civilizată, spunem noi, în istoria noastră cu mai multă experiență, zicem noi, în istoria noastră mai sătulă de rău și mai însetată după bine. Dacă Iisus Hristos ar veni în istoria noastră, în condițiile acestea, ar fi mai bine? L-am trata mai bine? L-am accepta? Nu mă pot abține să nu fac trimitere la unul dintre marii scriitori ai literaturii universale, Dostoevski. El scrie și nu vreau să vă plictisesc pentru că sunt lucruri arhicunoscute, dar are câteva pagini foarte frumoase într-un capitol numit Marele Inchizitor din Cartea Frații Karamazov. El spune, creează un cadru și el spune, imaginați-vă că Iisus Hristos ar mai veni încă o dată, ar mai coborâ pe pământul nostru încă o dată. Acum, după atâta vreme, undeva într-una din piețile mari ale orașelor din Spania, unde credincioșii sunt adunați toți într-o biserică să asculte slujba închinată lui Iisus și dintr-o dată ar apărea Marele Inchizitor, Marele Conducător al Bisericii. Imaginați-vă, toată mulțimea îl recunoaște pe el, Marele Inchizitor. Se îndreaptă spre el. Apoi nu trece mult și din altă parte apare un alt personaj, Iisus Hristos. Nimeni nu-i face introducerea, dar toată lumea știe că este el. Toată lumea îl simte. Toată lumea îi simte bunătatea, îi simte noblețea, îi simte regalitatea, îi simte dumnezeirea. Și în momentul acela mulțimea trebuie să aleagă în fața cui să se prosteană, în fața cui să se închine, în fața Marelui Inchizitor, reprezentant al religiei tradiționale sau în partea lui Iisus Hristos. Și mulțimea stă nehotărâtă.
Și scriitorul analizează stările sufletești prin care trec oamenii. Până la urmă, obișnuința însă învinge. Și ei se pleacă în fața cui? Marelui închizitor. Apoi marele închizitor îl invită pe acest personaj straniu să vină cu el. Îl introduce în marea biserică din piață și coboară undeva în subsolul bisericii, unde acolo, singur, el, marele închizitor, și cu Iisus Hristos, față în față, se privesc o vreme. Și apoi marele închizitor îl întreabă: spune-mi, de ce ai venit să ne tulburi? Ideea e, ne rezolvasem problemele. Noi ne purtam păcatele unii altora, pe săracii îi mulțumeam cu pâine, bolnavilor le dădeam spitale, celor cu conștiința vinovată le spuneam că le-am iertat. Era așa de bine. Tu de ce ai venit să ne tulburi și să ne răstorni tot ceea ce noi am aranjat cu atâta trudă, atâta vreme? Iisus Hristos a tulburat istoria în primul secol când a venit aici. Ar mai tulbura oare și acum? Ar mai tulbura o sau nu? Vă rog să mă urmăriți puțin. Diferă cumva societatea noastră de societatea lui? Diferă cumva gândurile noastre de gândurile oamenilor de atunci? Vă rog, surprindeți cu mine câteva din personajele vremii Domnului Iisus Hristos. Ioan capitolul 18 cu 14 ne introduce în atmosfera preoțimii. Marele preot Ana și Caiafa. Ce fel de preoți credeți că erau aceștia? Evident religioși. Evident căutau binele poporului. Dar dacă ar trebui să-i definiți cu un singur cuvânt, ce fel de preoți ar fi aceștia? Capitolul 18 cu versetul 14. Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru tot norodul. Aceștia erau mari preoți de atunci. Numiți, vă rog, cum ați definit dumneavoastră acest tip de filozofie și de personalitate. E de folos să moară un om pentru tot norodul. Cum îl numiți? Vă spun eu. Eu l-am numit pragmatic. Preoții erau foarte pragmatici. Ce e de folos astăzi? Vreau să vă întreb simplu. Diferă astăzi lumea religioasă de lumea religioasă de atunci? Nu suntem și astăzi tot atât de pragmatici? Scandalurile religiei care ne înconjoară în stânga și în dreapta nu au tot la bază același pragmatism? Și vreau să vă întreb, de ce aleg oamenii sau își aleg religia lor? Nu tot din principii pragmatice? E de folos sau nu ți-e de folos? Ți-e de folos un Iisus Hristos sau nu ți-e de folos? Pilat mai târziu întreabă: dar ce să fac cu Iisus Hristos? Iar omenirea care era pragmatică, i-a spus așa: dacă ni le liberez pe Barnaba, cu Iisus Hristos n-avem ce face, deci răstignește-l. Iisus Hristos era un rebut social pentru cei ce erau pragmatici pentru ziua aceea. Pragmatici au zis: nu ne trebuie, nu câștigăm prea mult. Fraților, iubiți prieteni, stimați vizitatori, dacă cumva astăzi societatea mea nu l-acceptă pe Iisus Hristos, este datorită faptului că ni se pare deseori că nu prea avem ce câștiga de acolo. Suntem pragmatici. Am vrea să vedem ce câștigăm. Doi. Același capitol 18 cu versetul 37 ne face cunoștință cu Pilat. Era guvernatorul roman. Ce fel de om este acesta? Auziți? Atunci un împărat tot ești, îi spune Pilat Domnului Iisus Hristos. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. La care Pilat i-a zis: ce este adevărul? Numiți-l pe Pilat, cum îl numiți? Sceptic, sigur.
Foarte des am avut impresia că astăzi s-au născut sceptici. Am crezut că sceptici s-au născut în generația mea. În realitate, Domnul Iisus Hristos a trăit în aceeași conjunctură. Oamenii întrebau, cine mai știe ce este adevărul? Romanii veneau cu un anumit fel de religie. Unii veneau cu un mântuitor, alții cu un alt mântuitor, unii cu soluții, alții cu alte soluții. Până la urmă oamenii s-au săturat și au zis, destul, cine mai știe în toată Babilonia asta ce mai este adevărul? Cine mai știe? Nu mai știi. Filozofia se străduia să demonstreze că nu există un singur adevăr. Filozofia spunea pe vremea aceea că sunt o mulțime de adevăruri. Pilat era produsul unei astfel de școli și el întreabă, îmi vorbești mie despre adevăr? Tu vorbești despre adevăruri universale? Păi mai sunt adevăruri universale astăzi? Mai sunt? Întrebarea asta nu vă răsună dumneavoastră? Mergeți, vă rog, pe stradă și vorbiți oamenilor despre adevăr, despre Iisus Hristos. Și oamenii vă vor privi în ochi și asemenea lui Pilat vă vor pune aceeași întrebare. Ce este adevărul? Vorbiți-le despre Iisus Hristos și ei vor întreba și vor spune, Iisus Hristos este unul dintre mulțimile care au pretins că au adevărul. Unul. Irod, altul care l-a judecat pe Domnul Iisus Hristos, Luca 23, versetele 6 la 12, este unul care era doar un curios. S-a bucurat să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos pentru că vrea să-L vadă făcând vreo minune. L-a adus pe Domnul Iisus Hristos la el pentru spectacol. Hai să văd și eu o minune cum se face în fața ochilor mei. Vreau să văd asta. Religia din ziua de astăzi este plină de spectacol. Din ce în ce mai mult sălile religiei se umplu cu așa ceva. Oamenii creează spectacole, minunile, miracolele se țin una după alta pentru că omenirea, societatea este plină de dorința de spectacol. Același lucru atunci și astăzi. Matei 27, de la versetul 26. Se spune că Domnul Iisus Hristos a fost pedepsit de către batjocoritori. Și aceștia erau soldați. Soldații erau și violenți, dar aveau batjocora pe buze. Erau cei ce știau să râdă de suferințele altora, să ia peste picior durerea altuia. În societatea postmodernă în care suntem, ni se spune că ironia este arma cu care noi astăzi demontăm totul. Ironizăm totul și adevărul și neadevărul și frumosul și urâtul și răul și binele. Toate sunt demontate printr-o singură armă și anume ironia sau batjocora. Și acum mă opresc puțin. În vremea Domnului Iisus Hristos erau sceptici, erau curioși, erau pragmatici, erau oameni geloși, erau batjocoritori. Cum e societatea noastră de astăzi? Poftiți? Societatea noastră de astăzi este plină de sceptici. Este plină de sceptici care, în sfârșit, cred orice și nu țin cont de nimic. Se spunea un mare dicton că marea problemă a celui care nu crede nu este că nu crede în nimic. Rețineți lucrul acesta. Marea problemă a celui care nu crede nu este că el ajunge să nu creadă în nimic, ci că el ajunge să creadă orice. El ajunge să creadă orice. Vrea să citească viitorul în stele, vrea să citească viitorul în ceașca de cafea, se teme dacă îi trece o pisică prinainte și așa mai departe. El zice că nu mai crede nimic, în realitate ajunge să creadă totul. Societatea este plină de oameni sceptici, care nu știu ce cred, dar care cred orice. Este plină de oameni curioși, care vin la biserică să vadă dacă este mai frumos sau dacă mai este mai altfel, dacă au ceva de povestit mai departe sau dacă nu. Dar curiozitatea nu are nimic de a face cu mântuirea lui Iisus Hristos. 3. Există lumea noastră plină de oameni pragmatici care ar dori să câștige ceva, dar împărăția lui Dumnezeu dezamăgește pe mulți. Dezamăgește pe mulți. Aur și argint nu am. Un singur lucru poate da Iisus Hristos. Numele Lui.
caracterul lui, viața lui, sângele lui, crucea lui. Și lumea noastră e plină de batjocoritori. E plină. Dacă n-ați fost batjocoriți până acum, vorbiți-le oamenilor despre Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb, înainte de a mă retrage acum, cum a putut fi posibil ca lumea aceasta, plină de sceptici, curioși, pragmatici și batjocoritori, să fie convinsă de faptul că Iisus Hristos a murit pentru ei? Cum a putut să fie convinsă? Cum va putea să fie convinsă lumea noastră că Iisus Hristos a murit pentru noi? Cum vom putea fi convinși noi? Cum vei putea fi convins tu că Iisus Hristos a murit pentru tine și că în sfârșit prin El vei putea avea o viață mai bună?
Generațiile trec, timpul se duce, noi nu ne schimbăm. Oamenii rămân aceiași în nevoile lor, rămân aceiași în căutările lor, rămân aceiași în problemele lor. Am ajuns la concluzia împreună că dacă Iisus Hristos ar veni astăzi, ar fi aceeași situație. Ne-am repeta. Terminasem cu întrebarea cum poate fi convinsă o lume ca aceea, de faptul că Iisus Hristos reprezintă Dumnezeul și soluția pentru problemele noastre. Vă invit să deschideți în complexul de situații și împrejurări care aveau loc atunci în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24. Este vorba de un episod legat de ucenicii Domnului Iisus. Toma, zis Geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. O mică paranteză. Ceea ce voi citi acum este un eveniment după învierea Domnului Iisus. Mântuitorul se arăta și încerca să ridice din nou entuziasmul și să ridice credința în oamenii care fuseseră zdrobiți de gândul că le-a murit învățătorul. Mântuitorul se mai arătase ucenicilor odată. Toma nu fusese acolo. Ceilalți ucenici i-au povestit și i-au zis: am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Numiți-l pe Toma. Cum îl numiți? E ușor să zicem necredincios, dar când zicem nu cred decât dacă văd, ce înseamnă asta? Da? Nu este un fel de combinație între scepticismul nostru modern, care nu prea credem decât ce vedem. Nu mai suntem idealiști să credem în lumea ideilor. Noi credem doar dacă pipăim ceva, dacă câștigăm ceva, doar atunci credem. Toma era unul dintre aceștia. Era unul de-ai noștri, unul dintre generația secolului 21. E de-al nostru, fraților. Reacționează exact ca mine și ca tine. Știți cum îl numește Domnul Iisus? Într-adevăr, îi spune că îi lipsește un lucru, și anume credință. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pacea să fie cu voi. O, Doamne, câtă nevoie are generația mea și generația ta de pace. Nu-i așa? Timpul ăsta, cu toate frământările, ce bine ar fi să stea Mântuitorul aici în mijlocul nostru și să vă zică: pace vouă. Cum ar fi dacă ar sta în casa ta și ți-ar spune pace ție? Cum ar fi dacă ar sta la serviciu, la jobul tău și să zică să ai pace și aici? Cum ar fi? Avem atâta nevoie ca evenimentele acelea să se repete. Iar noi suntem în situația lui Toma, mereu și mereu. Oare credem? E posibil. Poate face Iisus Hristos asta? Și noi răspundem: e, numai dacă văd. Apoi a zis lui Toma: aduți degetul încoace. Uită-te la mâinile mele. Aduți mâna, pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cum îl numește Domnul Iisus?
necredincios. Noi ne numim pe noi materialiști, noi ne numim pe noi filozofici, sceptici, ne numim pe noi în cuvinte frumoase. Mântuitorul ne spune simplu, aveți grijă, sunteți într-o generație în care credința a ajuns să fie foarte puțină. Cuvântul Domnului întreabă, când va veni, el va găsi oare credință pe pământ? Va mai găsi? La cruce trebuie credință. Nu poți veni la cruce oricum. Ține minte. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. La 2000 de ani distanță, generația noastră încă își caută drumul credinței. La 2000 de ani distanță, generația noastră se luptă cu toate aceste lucruri și totuși Domnul Iisus Hristos spune, e mai ferice de voi dacă astăzi în muntele de necredință cu care vă confruntați, găsiți raza spre cer pentru ca să credeți. Ce a câștigat Toma în ziua aceea? Vă rog să-mi spuneți, ce a câștigat? Dacă ar fi câștigat credința, poate că ar fi câștigat puțin. Dar a câștigat mai mult decât atât. Ce a câștigat Toma atunci? Ceea ce el a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu, în ziua aceea a câștigat un Dumnezeu. Puteți să faceți diferența între o viață cu Dumnezeu și o viață fără Dumnezeu? Puteți face deosebirea între un om cu Dumnezeu și un om fără Dumnezeu? Puteți să faceți deosebirea aceasta? Eu nu știu dacă teoretic dumneavoastră puteți să o faceți, dar astăzi eu v-aș ruga să încercați să experimentați această diferență. Primiți-L pe Dumnezeu în viața dumneavoastră pentru ca să puteți să faceți această teribilă și extraordinară mărturisire. Domnul meu, o, Dumnezeul meu. Vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru și anume Toma nu spune Dumnezeule. Toma spune Dumnezeul meu. Toma nu spune, există un Dumnezeu general care a creat cerurile și pământul undeva în colțul universului acolo, care stă acolo și își vede de treburile lui. Nu, Toma spune, Dumnezeul acesta este Dumnezeul meu. Eu îl cunosc. Când îl cunoști, Toma? Când ai făcut cunoștință cu el? Se numește întâlnirea cu Iisus. Iisus Hristos ne stă la dispoziție și astăzi să ne întâlnim cu El. Peste câțiva ani de zile, viitorul apostol Pavel persecuta pe cei care se încredeau în acest Iisus. Avea cu el o adevărată armată să meargă și să aresteze pe toți aceia care credeau în Iisus. Mergea, era primul, conducea ceata lui de războinici și mergea în fuga calului. Până când o lumină i-a stat înainte. S-a întâlnit cu Iisus Hristos față în față. În limba engleză se numește encounter. S-au întâlnit, s-au ciocnit unul de altul. Și în ciocnirea aceasta, apostolul viitor Pavel a fost aruncat de pe cal jos. Când a fost jos acolo în țărână, apostolul Pavel a ridicat ochii și a spus, Doamne, cine ești? De cine m-am lovit? Este ca și cum alergi la un moment dat, viața ta se lovește de un zid, de un stâlp și te aruncă jos în praf. Și din praf acolo te întrebi, Doamne, unde merg? Ce s-a întâmplat? Așa sunt întâlnirile cu Iisus Hristos. Toma se întâlnește cu Iisus Hristos și pune degetul. Pavel se întâlnește cu Iisus Hristos și cade jos de pe cal. Dar în urma acestei experiențe se naște acest strigăt. Doamne, spune-mi cine ești? La cruce nu se va întâmpla nimic decât vom sta cu ochii în lacrimi pentru ca să înțelegem încă o dată, Doamne, cine ești Tu? Ca mai apoi să mă întreb, Doamne, eu cine sunt? Aș vrea să vă întreb, vă puteți imagina cum este o viață schimbată la cruce? Vă puteți gândi la acest lucru?
până la locul răstignirii este departe, afară din cetate. Iisus e obosit, dar pe fruntea lui e atâta demnitate. Crucea este prea grea pentru umerii lui biciuiți. Se îngrămădesc trecătorii să-l vadă, rămân uimiți. Acesta este omul care făcea minuni? Unde sunt acum prietenii lui buni? Nu e nimeni să-i mângâie durerea. Timpul e pe sfârșite. Pământul își ascunde tăcerea. Iată, trupul lui Iisus este printre tâlhari răstignit. Tatăl își întoarce privirea. Cerul a amuțit. Pe la ceasul al nouălea, nori negri se adună spre Golgota, întunecă zarea. Zdrobit de durere, soarele își schimbă culoarea. Fiul lui Dumnezeu este de toți părăsit. De pe buzele lui palide se aud cuvintele: Tată, s-a isprăvit. Catapeteasma din templu se rupe de sus până jos. Printre trecători se șoptește: cu adevărat, acesta era Hristos. Pământul se frământă, lumina lumii se stinse. Pe crucea de pe Golgota, Iisus murise. Iisus, Iisus, Dumnezeu, ramul iubirii de acuși plin.
Crucea n-ar fi însemnat nimic dacă nu ne-ar fi schimbat pe noi. Repet, crucea n-ar fi însemnat nimic dacă nu ne-ar fi schimbat pe noi. Crucea nu și-ar fi putut demonstra puterea ei dacă în urma ei omul n-ar fi fost complet altul. Mărturisim despre slăbiciunea crucii atunci când rămânem la fel ca și când Iisus Hristos n-ar fi murit pentru noi. Vă invit să vă gândiți la următoarele cuvinte. Evanghelia după Matei, capitolul 5. Versetul 39. Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. E posibil? Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, de ce nu suferiți mai degrabă paguba? Să-i dați și cămașa. E posibil? Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el, ziceți dumneavoastră, două. Celui ce-și cere dă-i și nu întoarce spatele cel ce vrea să se împrumute de la tine. Unii spun să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu îți spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. E posibil? V-a înjurat vreodată cineva și dumneavoastră să îi răspundeți să vă binecuvinteze Tatăl? Vi s-a întâmplat treaba asta? Aș vrea să mă apropii de noi, de zilele noastre și să spun, înainte de cruce aceste lucruri nu erau posibile. Uitați-vă la Iisus Hristos în timpul judecății sale. Citiți din Evanghelia după Ioan momentul în care apostolul Ioan consemnează cu stupefacție. Unul dintre aprozi a dat o palmă lui Iisus. Era ceva zguduitor să lovești obrazul Creatorului tău. Este zguduitor ca Dumnezeu să fie scuipat și batjocorit într-o lume în care El a venit să ducă doar bine, pentru ca toată lumea să înțeleagă că noi l-am urât, fără temei, adică fără rost. De ce l-am urât noi pe Iisus? De ce l-am bătut? De ce? Și Evanghelia spune, n-am avut niciun motiv. Și atunci de unde a venit ura? Și în timp ce aceasta era lumea noastră, vă rog să-i auziți cuvintele, Tată, te rog din suflet, pentru ei am venit, lor le port păcatul și iartă-i, Tată, iartă-i. Și după ce Iisus Hristos a zis, Tată, iartă-i, și după ce Iisus Hristos m-a iertat pe mine și te-a iertat pe tine, după aceea, tot ceea ce am citit înainte a fost posibil, după aceea, după asta noi, am învățat că dacă cineva îți dă o palmă pe un obraz, să întorci și obrazul celălalt. Am învățat că creștinii nu pot să aibă vrăjmași și nu se vor judeca niciodată pentru o cămașă sau pentru o haină. Am învățat creștinii să-i semene lui. Așa s-a schimbat lumea. Atât de extraordinară este această realitate, încât apostolul Pavel o numește puterea învierii lui. Pentru că, dragii mei, dacă Iisus Hristos a murit doar pe cruce, dar dacă n-a murit și în tine și în mine, e degeaba. Iisus Hristos trebuie să moară și în tine și în mine, împreună cu euul meu și cu euul tău. Și Iisus Hristos, dacă a înviat,
dar numai acolo din mormântul lui, dar n-a înviat cu tine și cu mine, îi degeaba, pentru că el va trebui să trăiască de acum încolo în tine și în mine. Aceasta este provocarea Paștelui, provocarea extraordinară a morții și a învierii lui. Aș vrea să închei frumos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo altă privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Fraților, aceasta este provocarea Paștelui. Paștele înseamnă Hristos în voi, nădejdea slavei. Bine ați venit în seara aceasta pentru a ne aduce aminte că de fapt locul lui Iisus Hristos nu este doar aici, în biserică, ci este în mine și în tine. Amin.
Iubirea lui nu a murit atunci, ci a străbătut adâncurile toate în ziua când, cu tunete prelungi, l-am condamnat la cea mai cruntă moarte. El ne-a privit de la înălțimea crucii cu mila celui ce iubește veșnic. Nu mai strigau nici pietrele, nici pruncii, și flacăra se împuțina în sfeșnic. Murea în ziua aceea Domnul nostru. Lumina se topea în chinuri grele și undeva, pe o margină de astru, se tânguiau tristețile și ele. Câte priviri au înghețat uimite, vom ști doar în seninătatea zilei, când cel ce a murit atunci pe cruce le va atrage iar spre tronul milei. În liniștea aceea, de mormânt, a răsunat un strigăt peste timpuri și piatra a căzut, pecețile s-au frânt să poată dragostea străbate prin adâncuri. Istoria spre noi s-a luminat. Iubirea în inimi sincere s-o știe. Iisus Hristos din morți a înviat și ne-a chemat la viață în veșnicie. Amin. Thank you.
În numele Domnului Iisus, vă invit să cântăm împreună la încheierea acestui program, imnul Poți să te încrezi în Iisus. Să ne rugăm împreună. Te lăudăm, Tatăl nostru, din toată inima pentru dragostea Ta, pentru jertfa Fiului și pentru binecuvântarea de a fi împreună în acest locaș în această seară. Te rugăm ca cuvântul acesta, vestea bună a jertfei Mântuitorului și mai ales a învierii sale, să fie vestea care să transforme viața noastră plecând de aici, din acest loc. Dorim ca Tu să locuiești, Tu să trăiești în viața noastră azi și în fiecare zi și ajută-ne ca împreună cu toți cei care iubesc venirea Ta să fim gata pentru împărăția Ta, pentru ca să ne întâlnim cu Tine pe norii cerului și să aducem slavă Ție, Tatăl nostru, Domnului Iisus și Duhului Sfânt, pentru veșnicie. Amin.